Fac o precizare, este un disclaimer. Avem pe canapea doi comedianți, se ocupă de stand-up comedy de când m-am mutat eu în București, îi urmăresc mult online. Ei, atenție, sunt niște triști, nu o să vă facă să râdeți, pentru că așa suntem toți oamenii care cu asta ne ocupăm. Numai când suntem plătiți putem să facem să râdeți, în rest sunt, uitați-vă la fețele lor. Vio și Costel alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Nu știu ce am simțit nevoia să aplaud. Da. Vio și Costel, mulțumim frumos! Băieți alături de Teo, care este undeva... departe. Băi, vă știți de când l-am văzut eu pe Teo? Nu. Nici nu știu, e... mai are barba aia de preot? Are și, da. Da, nu, are... cred că e semic, a avut-o foarte mare la un moment dat și acum e semi-preot? Mai mare. Semi-preot? Da, 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 semi-preot, e da. Preot dac. Deci e bine, Teo. Da, da, nu, e ok, e ok. L-am văzut numai într-o chestie pe YouTube de curând. Pe voi v-am mai văzut pe aici, pe acolo. Mai facem chestii. Ce să facem, domnul Dani? Băieții ăștia trei care sunt între veteranii stand-up-ului în România, ați observat când am zis bătrânii, dar sunt foarte bătrâni și ei, ca și noi, au curaj să facă o sală a Palatului unde vă invităm, pentru că mai sunt câteva bilete. Când se întâmplă și cum ne îmbrăcăm? Pe, în această iarnă, pe 18 februarie, da. Am înțeles că vânzările merg bine, nu? Da, okay, da, 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 da. Ok, deci suntem bine. Și cum ne îmbrăcăm acolo, asta vrei să... Cum ați vrea, cum ați vrea, Costel, cum ai vrea să vină oamenii din primele rânduri îmbrăcați? Sincer. Oamenii din primele rânduri aș vrea să vină îmbrăcați în costum, îmbrăcați în negru, ca să poată să se vadă picăturile de... salivă pe care... A, când râd, da. A, când râd cu hohote. Când le, când eu când vorbesc, vorbesc foarte precipitat, așa. A, și vorbesc cu foarte multă salivă. A, de salivata noastră. Foarte... Și vreau să văd exact în spre ce zonă dau. Așa că dacă sunt îmbrăcați... Oamenii din față. Ziceți-mi, care e diferența între sala Palatului și un club de stand-up unde oarecum ești mai... cu ai tăi, mai curajos? E destul de mare diferență, adevăr. E o presiune mai mare, asta e clar, fiind 4.000 de oameni. Dar cred că sunt mai puține șanse să iasă prost. Dacă din 4.000 de oameni, nu știu, râd 2.000, ceea ce e un procentaj destul de slab. Da. Da. Da, se aude și pare să fie ok. Dar e puțin ciudat, că fiind și foarte mare sala... Adică, nu știu, nu pot zic că am avut așa un show, că e a treia oară când facem, în care, m-am simțit confortabil, a fost totul... E puțină presiune, adică... Da. Diferă în club, la cărciumă, cum zicem noi. Așa. Diferă seriile de la una la alta, adică ai câte o seară din asta, românii ăștia sunt chiar proști, ăștia care au venit azi, joia trecută, mult mai deștepți, că mă înțelegeau. Adică aveți și seri mai moi? Da. Da. Și nu se compară nicio seară din club cu seara de la sala Palatului, că te responsabilizezi un pic, așa, la club, mai încerci niște material nou, mai încerci niște glume noi care încă nu sunt gata. La sala Palatului mergem cu ceva sigur. Foarte sigur. Avem fiecare undeva la 30-35 de minute, că o să ne lungim fiecare, că una este să-ți râdă publicul imediat în club, 180 de oameni, 150 de oameni, îți râd și altfel e mai comprimat râsul, iar la sala Palatului când vine râsul așa trebuie să-i dai 7-8 minute să se râdă. Să se hohote. Și după aia să fac, gata, s-a terminat, bun. Da, mai văzut altfel de și la, da. O întrebare super simplă și ca de fan, așa, vă urmăresc din umbră. Vedem materiale noi sau dacă ajung la sala 4, zic, păi stai că eu știu pe asta lui Costel, că am văzut-o pe YouTube, de exemplu. Nu. Nu. Nu, deci este material lucrat din, de pe la jumătate. Tu poți să explici așa, de la al câtelea copil e scris în coace? Da, de la al treilea spre al patrulea. N-am încă patru copii, dar scriu în avans. Ok. Vreau să completez că lucrăm la material, adică materialul e lucrat în club. Verificat. Verificat. Dar nu putem să venim cu ceva doar pentru sala Palatului, că ar fi total... Scump. Idiot. Scump? Scump. Păi a zis Ellen DeGeneres. Ce? N-am văzut. Ce-a făcut? 22 de milioane a luat pe un singur show. Îmi pare rău pentru voi, băieți. Da, bine. Băieții nu sunt fani deloc. Asta tocmai ne-au confirmat. Vă rog să-i verificați cu bilet plătit acolo. O să vă crăcănați de râs cu siguranță. Vreau neapărat să vă supun la o joacă. Hai. Să văd dacă sunteți chiar... Păreți deștepți pe YouTube. Sigur. Da. Okay. Adică... Tu, Costel, faci pe prostul mai bine. Da, ceea ce denotă foarte multă inteligență. Opus de prostie. Și vreau chiar să te verific.
Pe Vio, dacă îl vedeți vreodată la costum, mamă, zici că este directorul, da. A venit directorul în control, de-aia eu nici nu are la numele lui. Eu cred că el o să mă certe tot timpul. Răzvan vă va explica cum ne jucăm, o să fiți voi doi în echipă și nu mai faceți semne, Ramon, te rog eu. Ești libidinos. Noi avem o istorie, de asta, da. De asta îmi permit. Am fost 2 ani împreună. Nu, nu știai? Ai, serios, nici mie nu mi-ai zis. Nu știai, băi. Glumește. Întrebarea nu e dacă știu, am eu dacă știa ea. Știți că am avut un invitat aici care a zis că are o iubită de ceva timp și a întrebat-o de unde știe și a zis că merg împreună la mol. Așa. Și pe ala am mai scuturat un pic și am zis, dar ea știe că sunteți împreună mol? Și a zis că nu, ea n-a știut niciodată, dar mai vede de după colțuri. Și de-aia ne ferim. Răzvan va explica foarte pe scurt despre ce e vorba, sper să vă descurcați. Da, pentru cei mai familiarizați cu zona stand-up-ului, mi-e din ce în ce mai greu să fac o listă a iubitelor lor, că am înțeles că și le schimbă în ultima perioadă și e foarte complicat pentru mine. Acum, și Ramona noastră a intrat în această competiție, mi-e vine să mă... Da. Teo Vio și Costel, 18 februarie, la Sala Palatului, mai prindeți bilete dacă mai găsiți. Dacă nu, milogiți-vă cum o să facem și noi de o invitație. Contrariați de, cum să spun, viziunea publică, ia uite-l pe Teo Vio și Costel. Noi putem să vă spunem doar atât. Nouă ni se pare emblematic ce ne-a zis un bodyguard posesor de barieră. A zis, a, domnul Răzvan și Dani, îmi pare bine să vă revăd pentru prima dată. Asta mi-a rămas în cap. Precum și ceea ce mâine vom confirma într-o ediție aniversară. După 12 ani, Răzvan și Dani e numai unul. 12 ani! La mulți ani! La mulți ani, la mulți ani! Da. Înainte să fii cu Ramona, îți dai seama. Și vreo 15 ani de când i-am văzut pentru prima dată. Pe acești temerari, nu-i așa, ai stand-up-ului. Ei sunt foarte buni și într-un exercițiu de improvizație. Dacă nu i-ați prins încă în București sau prin țară, găsiți-le show-ul. Tocmai de aceea vom face un soi de mimă cu proverbe și zicători români.